Iată, după părerea mea, noi în Republica Moldova, care a devenit stat, dar nu și națiune poate în accepție spirituală, organică a termenului, poate mai degrabă în accepție politico-juridică, încă avem de făcut acest efort a conștiinței de sine. A, vedeți, similitudinile sunt la vederea oricărui om cu o minimă instruire. Similitudinile dintre noi și cultura românească. Comunitatea devenirii în timp în istorie. Așa mai departe. Cum intuim și formulăm deosebirile nu în sens primitiv, moldovenist, ideologizant, comintiernist și așa mai departe. Deosebirile de mentalitate specificul care poate să devină generator de splendori intelectuale, culturale, științifice și așa mai departe, fără a reprezenta o paradigmă conflictuală cu identitatea românească. Din potrivă. Deci, entitatea aceasta politico-juridică încă nu s-a manifestat potențialul energetic în ceea ce privește manifestarea elitelor.